domnilor, haideți să primim cu aplauze furtunoase invitatul special de astăzi, Andrei Duban. Mamă, zici că sunt pe YouTube acum, am uit liniștit la emisiune. Tererem, tererem, pem, perem. Bună seara! Bună seara tuturor! Bună seara vouă! Bună seara publicului! În contextul ăsta al nebuniei astea, cu americani, cu ruși, cu intrare, cu toți astea, ferească Dumnezeu, zice că stătea de vorbă un american cu un rus. Bineînțeles că fiecare să lăuda. Zice, pe noi în America, dacă vine ăsta Biden la noi, noi scuipăm, noi aruncăm cu fructe în el, n-avem noi nicio treabă cu el. Când aude rusul, îți dai seama, nu-i pică bine și spune, a, păi și la noi, dacă trece domnul Putin, băi, noi ne p***am pe el, nu-i nicio treabă. Mamă, când aude ăsta american, zice, băi, hai bă, măsa mare, hai să nu fie chiar așa. Hai să, zice, frate, hai să spun adevărul. Băi, adevărat că îl scuipăm, dar nu-l nimerim, știi? Adică, na, scuipăm mai jos, aruncăm cu fructe în el, dar nu-l atinge niciuna pe Biden. Și-a. A, bine, dacă tu spui așa, atunci trebuie să spun și eu adevărul. Păi și noi, când trece Putin, dar nu ne dăm pantalonii jos. A fost o perioadă destul de grea pentru noi actorii. Bine, eu nu mă plâng, pentru că întotdeauna am găsit o soluție, mi s-a deschis o ușă, nu mai știam ce să fac, nu mai aveam niciun spectacol, nu se închiseseră toate teatrele și am un prieten foarte bun care este director la grădina zoologică. Zic, mă, curcați-și gură, n-ai mă ceva să-mi dai, să... ceva de lucru, orice, numai să duc și eu acasă, să plătesc întreținere. Măi, Andrei zice... ceva, ceva, mă zice, uite, la noi a murit gorila. Bă, și era atracția grădinii, zice, veneau toți copiii, veneau toți. N-ai cumva pe la tine, pe la teatru, pe acolo, vreun costum de gorila? Ce? Bă, da, mă, cu ce să-mi câștigă și ăla de la garderobă o pâine. Zice, și făcut îmi pun costumul de gorila, ce să spun, toată ziua mă distram, era extraordinar, veneau copii, ce imitam. Erau toate bune și frate. Bă, într-o pauză, mă pune rabii să mă odihnesc un pic, mă relaxez, adorm și cad printre gratii în cușca leului. Mamă, când m-am trezit și am văzut leul, venind înspre mine, am început să urlu. Ajutor! Ajutor! La care, la un moment dat, leu îl scoate capul. Era Mihai Bedeac. Duban, taci, n-ai bidigură, că ne pierdem pâine amândoi! O să schimb un pic ordinea în cap acum, pentru că nu pot să mă abțin că-l văd în juriu pe șef Dumitrescu, pentru care am un respect și o apreciere deosebită. M-am gândit să-i aș cât de cât așa o dedicație și pentru el. La un restaurant vine patronul și face o ședință și cu șefii și cu ospătarii. Zice, măi, la noi an de an vine un grup special la care eu țin foarte de mult, de surdomuți. Măi, vă rog frumos să aveți grijă de ei ca de mine. Băi, deci ei plătesc, sunt extraordinari, vă rog eu frumos să... Bine, zis și făcut, se duce ospătarul la organizator, îi așa zice, ce doriți, ce doriți să mâncați? Au zis el că dacă vorbești rar, oamenii pot să citească pe buze și atunci toată lumea e fericită. Și ăsta începe ce-i spune. Am înțeles. Se duce la patron, patroane, salvează-mă, că zice, nenorocire, mi-a făcut ăla. Ce ți-a făcut? Păi mi-a făcut... Stai, băi, foarte simplu, cel mai bine ai înțeles. Vor o franzelă foarte proaspătă, tăiată frumos, așa, cu niște sandvișuri cu salam de Sibiu, înțelegi? Și vreau să bea. O să bea niște vin de Cotești și cu apă minerală. Vai, patroane, noroc că știm a ta semnele și asta. Zici și făcut, încep ăștia, aduc, umplă, bețe, frumos, mănâncă la final. Și ia zic, mai doriți ceva? La care ăla... Mamă! Patroane, e groasă. Nu știu ce vrea de data asta. Am încercat să-mi imaginez, dar nu știu ce fel de mâncare. Vor ceva la desert. Dar cum ți-a făcut, mă? Mi-a făcut foarte simplu. Zicea... Stai, mă, liniștit, nu mai vor nimic să mănânci. Dar ce a zis? Au început să cânte. Cum, Doamne, iartă-mă să cânte? Da, a zis, pușca și cureaua lată, ce băiat eram odată. Asta e bună. Mă apropii ușor, ușor de final și mi-am dat seama de ce lucrurile merg cum merg în țara asta. Dacă toți fac ca mine, m-am gândit luni să mă duc marți, miercuri la muncă. Joi m-am văzut că m-am dus nici vineri, sâmbătă și duminică sunt liber, ce nu înțelegi? Și atunci m-am gândit de la bancul ăsta să pornesc, dar o să vă spun puțin mai târziu, am o surpriză la final. Înainte de surpriză, vreau să vă spun bănculețul ăsta la care eu țin foarte mult, deși e cam dur.
un tip nu îi mai făcea față soției. Adică aia era plictisită, nu mai avea nicio senzație pentru el. El se gândește, se duce la prietenul lui la doctor și spune: bă, n-ai cumva vreo pastilă, cum e la noi, la băieți cu Viagra, cu astea, n-ai și pentru femei? Ce, da? Ba da, mă, zice, ar fi ceva. Ia pastila asta, i-o dai, o lași un pic să-și facă efectul 10 minute, bă, și zice, o să sară pe tine ca o leoaică. Mamă, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Se duce acasă, zice, iubita, haide, hai, ce haide, mă? Hai să și noi alea. Ce alea, alea, mă, iar să mă dezbraz, să mă fac pentru 3 minute. Du-te, bă, de... Nu, iubita, că am o surpriză, uite, am luat o pastilă și o să, ai da, ai cheltuit și bani, după ce că n-avem, ai dat banii pe prostii, idioturi, n-ai... Hai, te rog eu frumos, bine, mă, iau și pastilă. Vezi, sărăcia, ia asta, pastila. Gen, am luat și pastila, nu simt nimic. Păi stai, iubita, du-te un pic la duș să-și facă efectul, da, mă bag și eu în pașe. Bine, mă duc și la duș. Se duce ăsta, se bagă în pat. Mamă, vine asta acum și în sfârșit iar ne-o tragem ca în tinerețe. Dar dacă eu, taman acum, mă crispesc și nu, ia să iau și eu una. Ia și el din pastilele. Într-adevăr, domne, după 10 minute cade ușa de la duș. Tipa goală în cadrul ușii, ieșeau aburii din ea și strigă: vreau psulă! La care era din pat: și eu! Așa. Iar acum, în încheiere, am să vă fac surpriză, am să vă spun acea poezie. De-ar fi să-i luăm pe toți la rând, și actualii, dar și foștii, cei mai deștepți de pe pământ au fost întotdeauna... proștii. Nu te ruga la ursitoare să-ți facă în viața ta vreun rost. Mai bine urlă în gura mare: iubite, Doamne, fă-mă prost! De ce să tragi ca la galeră, să înveți atâtea fără rost, de vrei să faci o carieră? Ajunge numai să fii prost. În lumea asta cu de toate, unde se învață contra cost, păcat că nicio facultate nu dă și diploma de prost. Avem impozite cu carul, dar înotăm în sărăcie. Și ce buget ar avea statul dintr-un impozit pe prostie? Ei sunt ca iarba cu duiumul, să nu-i jignești, să nu-i împroști. O, Doamne, de ne-ar crește grâul cum cresc recoltele de proști. Și în lumea asta răsturnată, unde cei strâmbi sunt cei mai drepți, savanții noștri mor de foame și numai proștii sunt deștepți. Ion Pribeagu. Vă mulțumesc tare mult! Și să ne vedem cât mai curând. Succes în tot ce faceți! Andrei Duban este omul care chiar are acest talent de a spune bancuri. Sunt foarte puțini oameni care știu să spună bancuri, iar domnul Andrei Duban este unul dintre ei. Foarte talentat. A slăbit? Ce puțin, omule? Bă, ce-ai întinerit? Mulțumesc ce frumos, rețetă da. Ai folosit? Ce dietă, ce... Am zis să nu umble nevastă mea după amant, am zis să mă transform în amant direct. Eu trebuie să recunosc că te-am văzut aici pe hol înainte să intri și nu te-am recunoscut. Stai liniștită, de două nu ești zis... singura. Mi se întâmplă și acasă. Și nevastă mea nu mă recunoaște. E o surpriză constantă. Omule, îți mulțumim de să noi, că ai venit. Noi vă mulțumim, adică eu și fostul tu.